Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi am pentru voi o rețetă de brioșe cu mere, nuci și topping de caramel. Dacă vreți să vedeți cum pregătesc aceste brioșe, urmăriți filmulețul în continuare. Pentru brioși avem nevoie de 2 mere, 60 de grame de nucă, 200 de mililitri de lapte, 200 de grame de făină albă, un ou, 150 de grame de zahăr, un praf de sare și o jumătate de pliculeț de praf de copt. Iar pentru toppingul de caramel avem nevoie de 100 de grame de zahăr, gălbenușul de la un ou, 70 de grame de unt și un pliculeț de zahăr vanilat. Mai întâi vom pregăti nucile, le vom prăji puțin, iar pentru aceasta vreau să le mărunțesc și pur și simplu le mărunțesc cu mâna. Nu vreau să le fac nici foarte mici și le las puțin să se rumenească. Lucrul acesta se poate face și în cuptor, mie îmi place pe aragaz. Ideea este să aveți grijă să nu le ardeți. După ce am mărunțit nucile, pur și simplu le rumenim puțin. Pasul următor este să pregătim aluatul, iar pentru lucrul acesta vom amesteca toate ingredientele pe care le avem. Zahărul, făina, laptele, oul, un praf de sare și o jumătate de pliculeț de praf de copt. Și le amestecăm cu mixerul. Am uitat să menționez scorțișoara, dar știți că nu există prăjitură fără scorțișoară, așa că vom pune și scorțișoară după gust. Eu pun cam o linguriță bună de scorțișoară și mai amestecăm. Dăm compoziția la o parte și ne ocupăm de mere. Trebuie să curățăm cele două mere de coajă și să le tăiem cubulețe destul de micuțe, cam cât sunt nucile de mari. După ce am tăiat merele, le ducem în compoziție, le amestecăm în compoziție, la fel și nucile. Și amestecăm. Am preîncălzit cuptorul, am pornit cuptorul la 180 de grade și vom pune hârtiuțele de copt în tava noastră și vom turna compoziția în forme. Compoziția trebuie să ajungă pentru 12 brioșe. Dăm brioșele la cuptor pentru aproximativ 30 de minute. În timp ce brioșele sunt la cuptor, vom pregăti toppingul, caramelul. Și pentru asta punem untul într-un castronel și îl topim. Și punem aproximativ jumătate din cantitatea de zahăr. După ce s-a topit zahărul, adăugăm gălbenușul și amestecăm bine, 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 bine și ținem la foc până obținem o cremă groasă ca o budincă. Când această cremă este gata, adăugați zahărul vanilat. Bine, puteți pune și esență de vanilie. Și mai amestecați până se topește și acest zahăr. Așa trebuie să arate această cremă când este gata. Este destul de consistentă și o vom da de pe foc. Pasul următor, am luat restul de zahăr și l-am pus într-o tigaie pe foc să se topească, să se caramelizeze. Și practic trebuie să așteptăm acum să se caramelizeze acest zahăr
dar aveți grijă să nu-l ardeți. Amestecăm ușor cu o lingură de lemn pentru a nu se arde în anumite părți și anumite părți să rămână necaramelizate. N-am putut filma etapa, însă am turnat caramelul peste cremă și trebuie să amestecăm până se încorporează. Așa arată caramelul nostru. Îl lăsăm să se răcorească 2-3 minute, după care urnăm brioșele. Am acoperit brioșele cu caramel. Din păcate n-am putut să filmez pentru că mi s-a descărcat camera și filmez cu telefonul. Sugestie, nu lăsați caramelul prea mult să se răcorească, pentru că este caramel și se întărește și devine mai greu de lucrat. De exemplu, dacă observați, asta deja s-a întărit, dar este delicios și voi tăia una să vedem cum arată în interior. Uitați-o cât de frumos e cu stratul de caramel, măr, nucă și scorțișoară în interior. Deci este foarte, foarte ufoasă. Vă spun, sunt delicioase aceste brioșe. Dar nu mă credeți pe cuvânt, ci încercați-le.